Celebrată în fiecare an pe 25 octombrie, Ziua Europeană a Justiției Civile a fost marcată și la Giurgiu prin organizarea manifestării anuale de tipul porților deschise. Astfel, în intervalul de timp 9-13, ușile tribunalului au fost deschise pentru toți cei ce au dorit să cunoască activitatea instanței. De asemenea, organizatorii evenimentului le-au oferit posibilitatea celor prezenți să asiste la desfășurarea unei ședințe de judecată. Începând cu anul 2005, la data de 25 octombrie, zi în care se sărbătorește Ziua Europeană a Justiției Civile, la nivelul tuturor instanțelor se organizează manifestarea anuală de tipul ușilor deschise prin invitarea cetățenilor la sediul instanței. Scopul organizării anuale acestei manifestări este acela de a ne reaminti că justiția este înainte de toate un serviciu la dispoziția cetățenilor care le permite să-și rezolve disputele personale și să-și apere drepturile. Deși în anii trecuți evenimentul s-a bucurat de un real succes, anul acesta singurii care s-au arătat interesați de activitățile tribunalului au fost o clasă de elevi ai colegiului Ion Maiorescu.